Actualitatea în obiectiv Cu Daniel Alexandrescu Perspective și soluții biblice la probleme contemporane Stimați radioascultători, vă spunem bun revenit la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în obiectiv Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur să ne revedem datorită oportunității prin studioul Prodocens, care ne-a găzduit să filmăm această emisiune și să ne reauzim pe calea undelor radio. Avem un subiect început din ediția precedentă, închinarea între muzică și mărturie. În partea aceasta a doua a emisiunii, din nou ne bucurăm să-l avem ca invitat pe Beniamin Roșca, este lider de închinare în Biserica Creștină pe Evanghelie Izbânda din București, un tânăr aitist un tânăr pasionat de închinare, un cântăreț. Bun revenit în emisiunea noastră! Bine te-am regăsit, Daniel! Mulțumesc din nou de invitație! Mulțumim, Beni, pentru prezența în emisiune și pentru disponibilitatea ta. Vrem să continuăm subiectul început în ediția precedentă. Așadar, ne vom focaliza pe atitudinea în închinare, pe mărturie, pe inima care contează sau nu contează înaintea lui Dumnezeu. Da, Daniel, contează, contează enorm cum închină înaintea lui Dumnezeu și vorbim despre muzică, prin muzică. Trăim într-o generație în care nu ne mai punem întrebarea aceasta dacă contează atitudinea înaintea lui Dumnezeu. Contează doar să fiu acolo și ceea ce simt să exprim. Și de multe ori sentimentele și uh, uh, gândurile care ne vin în urma muzicii pe care o ascultăm de multe ori nu sunt în concordanță cu ceea ce ar dori Dumnezeu să facem sau să fim. Și da, în Ioan, ai specificat mai devreme, în Ioan 4 cu 23 spune că să ne închimânăm Domnului în duh și în adevăr și că da, închinarea noastră nu depinde de, de un loc anume. Uh, contează cum ne închinăm pentru că uh, spune că ne închinăm din inimă înaintea Dumnezeu. Și tind să cred că inima pe care o avem spălată în sângele Domnului Isus Hristos trebuie să fie un loc sfânt. Inima noastră trebuie să fie un loc sfânt. Și uh, în momentul în care uh, Domnul Isus învață pe femeia samarinteancă lucrurile acestea unde să se închine, arătându-i limpede lucrurile acestea ce țin de închinare, uh, uh, o conștientizează că închinarea izvorăște din adâncul sufletului. Și că ea este în duh. Închinarea aceasta trebuie să fie în duhul fiecăruia dintre noi. Acum, în închinare, de multe ori, mulți vor să-și arate talentele, vor să-și arate uh, abilitățile, artistice. abilitățile artistice exact sau cine sunt ei. Trebuie să înțelegem că în închinare, și de multe ori stau și cu tinerii și le spun lucrul acesta, în închinare trebuie să conștientizăm că îl avem pe Domnul Iisus în, în fața noastră și atunci, în închinarea pe care o am, nu îmi predau talentele mele, nu îmi predau nu știu, cântarea mea, nu pot să-mi arăt, cum să spun, atitudinile corpului, că de multe ori și aceasta este o problemă în închinare, vrem să atragem atenția prin mișcările corpului. În închinarea pe care Dumnezeu ne-o cere este să ne apropiem de el cu smerenie și orice ce facem să facem ca pentru el pentru că el este un Dumnezeu sfânt și atâta timp cât spunem că vrem să ne sfințim și noi inima fiind un loc sfânt trebuie să tratăm pe Dumnezeu ca un Dumnezeu sfânt și un Dumnezeu care este. Să tratăm ca un împărat ca un rege și Cred că știm fiecare dintre noi de la grădiniță, școală primară cum erau tratați regii. Și protocolul special când te adresai unui rege. Exact. De multe ori și așa este, Dumnezeu nu este prieten, dar parcă ne tragem de șireturi cu Dumnezeu. Spune Dumnezeu este prieten, dar Dumnezeu pe lângă prieten este tată, este rege, este domn, este cel care ne conduce viața și nu putem să ne manifestăm, să ne manifestăm oricum. Sunt de acord cu tine, Beni. Acum, pentru nevreu, lucrurile astea erau foarte bine definite, clare. Ei, când mergeau la Templu, aveau un anumit ritual acolo, aveau anumite cerințe de îndeplinit. Spune psalmistul în Psalmul 138:2: Mă închin în Templu tău cel sfânt și laud numele tău. Ei intrau acolo în Templu respectând un anumit protocol. De asemenea, în psalmul 29 cu 2 ne se spune Închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte. Te întreb, podoabele acestea sfinte fac trimite la o îmbrăcăminte speciale? Despre ce e vorba aici? O uniformă specială așa pentru închinare? Unii s-ar uita cu un ochi critic și ar spune, dar chiar asta, chiar asta contează înaintea lui Dumnezeu? Modul în care eu sunt îmbrăcat, făceai trimitere că nu trebuie să arătăm înspre noi, ci înspre Hristos, și chiar și îmbrăcămintea artiștilor din zilele de astăzi este o îmbrăcăminte indecentă, ca să numim așa, să fie clar, și chiar scopul lor este să atragă faimă, să atragă atenția înspre ei, să incite, să provoace. Pentru un credincios, care ar trebui să fie prioritățile în închinare și podoaba aceea sfântă de care vorbește cuvântul? Din păcate, în închinarea creștină și, și în biserică am ajuns să fim exact cum nu ar trebui să fim și cum ne și avertizează Roman 12:1, să nu ne potrivim chipului veacului acestuia și amintai de îmbrăcăminte. Într-adevăr, multe formații, multe, mulți artiști, pot să spun, spun că vrem să lăudăm pe Dumnezeu și vrem să-i aducem o închinare plăcută lui. Dar de multe ori atrag atenția asupra lor. Prin îmbrăcăminte, prin alte podoabe, accesorii. Și cei din lume asta fac ca să atragă faimă și să fie în trend apelează la hairstyliști, apelează la designeri vestimentari și creatori de modă creator de modă da. De ce? Ca să poată să aibă cât mai multe vizualizări. Acum scopul nostru de artiști creștini, de compozitori chiar, de cei care face muzică creștină și sunt plăcut surprins că sunt atât de mulți care fac muzică creștină în România ce ar trebui să fie prioritar pentru noi? Dumnezeu sau noi? într adevăr, Dumnezeu ne dă un dar și fiecăruia ne-a dat un dar și putem să-l folosim. Unii să facă versuri, unii să facă muzică. Dar de multe ori ne uităm în afară și am preluat lucrurile care nu sunt bune și le-am le adaptat. Le-am adaptat la noastră creștină evanghelică. Exact. Podoabele Sfinte... Pot să spun pentru un adevărat închinător care se închină prin muzică, ar trebui să fie smerenia. Eu așa, așa văd aceste podoabe sfinte. Uh, pentru că fără smerenie uh, arăți, răspuns spre tine. După aceea, umblarea de zi cu zi. Și aici uh, vreau să atrag puțin atenția, umblarea de zi cu zi. Adică în biserică suntem într-un fel, după ce ieșim din biserică suntem în alt fel. Și pot să dau un exemplu. Cântăm muzică creștină în biserică sau la un concert creștin, după care la o nuntă creștină sau în altă parte cântăm, exact, exact pe cine nu pe cine spunem noi că nu-l vrem în viața noastră. Cântăm alte lucruri care nu au de a face nici cu cuvântul lui Dumnezeu, nici cu uh, Domnul Isus. Uh, zilele trecute mă uitam la o nuntă creștină închinători care sunt în față într-o biserică cântă, îi aduc pe tinerii în închinare înaintea lui Dumnezeu și după aceea la nuntă cântau o melodie care aveau niște versuri am pus și o întrebare la unul dintre măi voi știți ce cântați și când erau lucruri foarte foarte neplăcute pot să spun vorbirea după aceea Uh, facem mult, de asta spun, de multe ori le spun la tineri, dacă vorbirea ta sau uh, gândurile tale nu sunt uh, potrivite cuvântului Lui Dumnezeu, să mă conduci unde? Că vrei să mă conduci în închinare, așa se spune. Hai să conducem adunarea în închinare. Când lipsește lucrurile acestea, smerenia, uh, umblarea de zi cu zi cu Dumnezeu, vorbirea, gândirea, chiar și chipul nostru, rugăciunea, postul. De multe ori am întrebat tineri, da, există rugăciune în viața ta? Există post? Păi nu. Uh, și îți spui multe semne de întrebare. Nu există citirea cuvântului lui Dumnezeu, dar uh, noi suntem acolo și conducem uh, Biserica în închinare. Eu nu știu cât de primită este această închinare înaintea Dumnezeu. Și de multe ori îmi pun întrebarea dacă Dumnezeu este în acea biserică. Și aici ține mai mult, ok, și de liderul de închinare, în așa fel încât să aibă o relație cu cei care slujesc la închinare după aceea prezbiteri, păstori să le cunoască viața acestor tineri pentru că ne trezim că punem acolo oameni neconvertiți sau convertiți, dar superficial Da, cu un comportament duplicitar sau dubios Beni, totuși în cuvânt, în cartea Iacov dacă nu mă șel, se spune că același zvor nu poate da și apă dulce și apă amară Dintr-o inimă, care ai menționat în prima parte a emisiunii, o inimă curată, care uh, e uh, sursa sau de acolo ar trebui să izvorască o închinare plăcută Domnului. Poate uh, să meargă așa pe două planuri, cum spui tu, uh, cântăm muzică creștină într-un loc și altfel de muzică în alt loc. Adică nu e aceeași inimă care e curățită de Domnul și... Ar merge în două direcții, ar ieși din aceeași inimă și uh, muzica amară și muzica dulce, dacă ar fi să numesc așa? Uh, asta e, ăsta este răspunsul pe care îl primesc de multe ori. Am o inimă spălată în sângele Domnului Isus. Ce are dacă, când și alte uh, melodii care, de exemplu, nu sunt creștine, se potrivesc uh, acelui eveniment sau. Uh, Domnul Iisus, când vine în viața noastră, spală, curățește și ne face un om nou. Și un om nou nu mai poate să facă lucrurile pe care le făcea înainte. Acum eu, eu mă refer la a cânta. Că mai asculți, că de asta spun, e o diferență. Nici în a ascultat, nu ar trebui să facem lucrurile acestea, dar... Accidental sau da, accidental... ești într-un local sau... Exact. Nu poți să îți pui dopurile în urechi sau să spui mâine la urechi. Dar atâta timp și aici vorbesc de cei care sunt lideri de închinare, cei care slujesc la închinare. Uh, trebuie să avem grijă. O viață duplicitară nu ne garantează intrarea noastră în, în împărăția cerului. Pentru că zice cu Dumnezeu că niciun păcat, nici, niciun lucru care ne poate murdări haina de nuntă. Nu... Nimic întinat nu va da, intra. da Nimic întinat nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Da, aici trebuie să ne punem o întrebare. Sunt cu adevărat copilul lui Dumnezeu sau doar spun că sunt copilul lui? Și trebuie să fim sinceri cu noi. Pocăința sau inima pe care vrem să o aducem înainte Dumnezeu nu este un lucru de joacă. Ne putem trezi afară crezând că am făcut lucrarea Domnului și de multe ori întâlnesc tineri care cred că fac lucrarea Domnului, dar viața de zi cu zi nu arată ceea ce cântă, de exemplu, duminica sau la programele de închinare. Da, despre aspectul ăsta vizibil și impactul ăsta aș vrea un pic să discutăm în partea finală a emisiunii noastre. În psalmi se... Repetă mereu o expresie, tot pământul cântă în cinstea ta, cu referire directă înspre Dumnezeu, înspre Iahve. Poporul Israel avea un sistem de închinare monoteist și uh, era chemat să fie un popor aparte pentru a fi o mărturie în fața celorlalte popoare, o mărturie despre Dumnezeul lor, unicul lor Dumnezeu, și chiar și prin modul de închinare și sistemul jerfelor, toate acestea spuneau ceva despre Dumnezeul lor. Acum, întrebarea ar fi, închinarea este o mărturie, o mărturisire despre cine ne este Dumnezeul nostru? Da, închinarea pe care vrem să o aducem înainte lui Dumnezeu spune despre cine este Dumnezeul nostru. Și iarăși mă întorc în momentul în care când sau Aduc în altă parte uh, lucruri care nu-l onorează pe Dumnezeu. Mă închin unui Dumnezeu, dar nu Dumnezeu lui adevărat. Mă închin Mamonei, pot să spun, Satanei. Uh, viața noastră trebuie să fie o mărturie înaintea lui Dumnezeu, că noi îl avem pe Dumnezeu în viața noastră și cei din jurul nostru să spună da, cu adevărat acest om îl are pe Dumnezeu și ceea ce mărturisește, cântă și vorbește se vede că îl are pe acel Dumnezeu despre care spune de zi cu zi În Vechiul Testament erau oameni în templu așezați de Dumnezeu leviți special cu sarcina aceasta de a conduce poporul în chinare erau lideri de închinare a acelei vremi Vorbeai despre responsabilitatea liderilor de închinare, de a nu fi duplicitar, de a fi transparent, sincer, de a fi onești în relația cu Dumnezeu și de a promova valorile Cuvântului Dumnezeu prin muzică. Această responsabilitate doar a liderului sau și a celorlalți din echipa lui de închinare, dacă ar fi să numesc așa o echipă sau. Această responsabilizare se extinde la întreaga comunitate creștină care se închină Domnului. Pot să spun că o poți lua treptat. Este și responsabilitatea liderului de închinare să cunoască viața celor cu care interacționează și cu care slujește, pentru că, din punctul meu de vedere, asta face un lider. Nu doar se interesează la programul acela de închinare, hai să cântăm și să fie bine, se interesează de zi cu zi cine sunt oamenii aceia, cum se comportă, ce gânduri au, ce urmăresc. După aceea este responsabilitatea celor care sunt cu acest lider de închinare. Adică fiecare dintre noi trebuie să ne responsabilizăm înaintea lui Dumnezeu ca să nu aducem o jerfă o jerfă pe altar străin. Pe altar străin, exact. După care este responsabilitatea întregii comunități. Că dacă eu ca și comunitate cunosc ceva despre acel tânăr sau despre acel om care mă slujește la închinare, să zic așa, și nu este bine, trebuie să iau o atitudine, pentru că împreună, ca biserică, și lideri de închinare, și cei care slujește la închinare, iar spun, prezbiteri, congregație, trebuie să fim responsabili unul de celălalt ca împreună să nu aducem o închinare uh, stricată înaintea lui, lui Dumnezeu. Dacă știm despre omul respectiv. Dacă nu știm nimic. La un moment dat Dumnezeu va descoperi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că nimic ceea ce este ascuns la întuneric uh, Nu va rămâne. Nu, nu va, la rămâne la fi da, va fi descoperit la lumină. Și Dumnezeu descoperă. Acum care este atitudinea noastră atunci când Dumnezeu descoperă. Pentru că dacă nu există o relație între cei despre care aminteam, la un moment dat descoperă Dumnezeu. Și iar suntem în postura de, de, a lua o decizie. Acum am văzut, este greu să iei o decizie, că îți spui, păi dacă iau o decizie nu mai am lideri de închinare. Dacă iau o decizie pleacă tinerii. Dacă iau... Și atunci ești între Ciocan și Nicovală și trebuie să iei o decizie. Și decizia aceasta, dacă o iei pentru Domnul, Domnul te va lăsa descoperit pe anumite planuri în biserică. Eu așa cred. Promite domnul anumite binecuvântări a care se închină sincer, care cinstesc numele, pentru că vorbeai trebuie să plătești un preț pentru a nu face compromis nici cu tine însuți, nici cu um, echipa ta, nici cu biserica, sau cu... Um, ceea ce ți se oferă, știu, în anumite împrejurări, e de plătit un preț și mereu trebuie de făcut o alegere pe cine vreau să îl onorez și dacă într-adevăr Domnul este mai prețios decât tot și toate, promite Domnul anumite răsplătiri, răsplăți, binecuvântări a celor care rămân fideli, credincioși lui? Desigur. Dumnezeu este un Dumnezeu drept și El și îndeplinește promisiunile pe care le are față de copiii săi. Una din promisiuni poate să fie că el va fi mereu în mijlocul lor, în mijlocul poporului sau în mijlocul bisericii sale. O altă promisiune ar fi că el acoperă cu slava sa poporul său și vedem în Exod 40 cu 35, 2 Cronici 7 cu 1, versete în care Dumnezeu prin închinarea pe care o aducea poporul Israel, spune, acoperea cu Slava lui uh, uh, copiii săi. Și chiar în altă parte, scuze-mă, uh, spune că eu sunt un Dumnezeu gelos, nu-mi -mi nu mi -mi par Slava cu nimeni. Așa este, așa este. Uh, după aceea, o altă promisiune ar fi că Dumnezeu, întotdeauna, pentru un om care îi aduce o închinare curată, își va revărsa uh, belșugul său de binecuvântări. Zechiel 34 cu 26, Psalmul 29 cu 11, versete în care ne spun că Dumnezeu vine cu berșuc de binecuvântări peste, peste copiii Săi. După aceea, berșuc de bucurie răspunde acelora care se roagă dintr-o inimă curată, cu credință sinceră. O altă promisiune ar fi în Faptele Apostolilor 4 cu 31. Spune că Uh, reîmprospătează pe poporul său cu Duhul sau Cer Sfânt, uh, călăuzește pe poporul său în tot adevărul, sfințește cuvântul sau prin uh, cuvântul și Duhul său, uh, mângâie, încurajează, întărește, uh, mântuiește, pot să spun. Uh, avem un Dumnezeu care, atunci când El ne spune cum să facem lucrurile, nu există să nu te binecuvinteze, să nu-ți îndeplinească promisiunile pe care le are față de tine. Doar să credem. Extraordinar, așa mare Dumnezeu măreț frumos care rămâne credincios promisiunilor sale și chemării pe care El ne-o face fiecăruia dintre noi de a-L sluji, de a-L urma. Beni, timpul e pe final și aș vrea să punctăm, tragem câteva concluzii. Știu că ar mai fi fost multe de spus și, așa cum ți-am spus, mi-am propus să abordez subiectul acesta, să-l frăpân sub mai multe fațete. N-am abordat exhaustiv nici subiectul de astăzi, dar cred că telespectatorii, ascultătorii noștri vor să ia ceea ce este bun și pot să-și creeze așa o imagine biblică, o imagine corectă din punct de vedere creștină, din punct de vedere creștin cu privire la modul în care te închinăm lui Dumnezeu, prin muzică, mărturia pe care o avem. Te rog așa câteva concluzii care să fie folositoare pentru cei ce ne urmăresc. Cred că un lucru pe care ar trebui să-l ținem minte ar fi că închinarea, prin toate formele ei, lauda, este un moment sublim. Este un moment în care noi, cu toată ființa, venim înaintea lui Dumnezeu și trebuie tratată ca atare. Nu trebuie să ne jucăm cu lucrul acesta. Închinarea, pot să spun, este o trăire atât de adâncă încât prin ea ne predăm, ne oferim Domnului. Spunem cât de mult contează Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu să ne ajute în așa fel încât lucrurile pe care ni le-a lăsat scrise să fie pentru noi un stâlp, o piatră de aducere aminte. Și nu în ultimul rând, cuvântul lui Dumnezeu va fi întotdeauna pe primul loc. Oricea ce se întâmplă, să confruntăm cu cuvântul lui Dumnezeu. Acolo sunt răspunsurile, acolo avem manualul, instrucțiunile, Dumnezeu ne cheamă să fim oameni uh, inteligenți, oameni uh, cu înțelepciune, pe care da, înțelepciunea tot el ne oferă, și să înțelegem că lumea aceasta se strică din ce în ce mai mult, și cel rău dorește să, să atragă cât mai mulți spre el. Dumnezeu ne dorește pe fiecare acolo, în locul în care ne-a pus, să fim așa cum trebuie, să nu avem compromis în viața noastră și inima pe care o avem să fie o inimă întru totul predată Lui. Amin. aș zice la tot ceea ce ai spus Domnul să ne ajute să ne conștientizeze de responsabilitatea mare pe care o avem chiar și în închinare înaintea Lui, Amin. chiar și atunci când îl lăudăm, îi cântăm numele. Prioritatea noastră ar trebui să fie așa cum ai spus onoarea, gloria Lui Dumnezeu să nu îl scăpăm din ochi, din ochii noștri, din fața ochilor noștri pe Domnul Isus Hristos, pentru că El este singurul vrednic de închinare. Amin. Amin. Stimați radioascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Ne-am bucurat să îl avem cu noi pe Beniamin Roșca, lider de închinare, tânăr artist. Împreună am discutat, am dialogat pe această tematică, închinarea între muzică și mărturie. Am încercat să pătrundem în acest subiect destul de vas, sunt multe lucruri de spus, n-am abordat în mod exhaustiv, însă vă încurajăm să studiați Cuvântul lui Dumnezeu, să vă apropiați de Domnul, să vă închinați Domnului așa cum cere El în Duh și în adevăr. Vă mulțumim pentru atenție, sunt Daniel Alexandrescu și vă dau întâlnire pe data viitoare. Rămâneți ancorați în cuvântul lui Dumnezeu și în actualitate, înțelegând voia lui Dumnezeu cu privire la dumneavoastră. O zi frumoasă!